asta e întâlnirea lunară a comunității WordPress și nu numai, ne discutăm doar despre WordPress, nu suntem doar programatori, dar nu suntem nici doar blogger. Ne întâlnim lună de lună, aproape, și eu o să vă prezint câteva știri ce în ultima lună din lumea WordPress și nu numai, să vedeți că nu este strict legat de WordPress, pentru că până la urmă WordPress este doar un tool care ne ajută să ne punem business-urile online sau să punem job-urile noastre zilnice, cum e cazul meu în care mă ocup de un site. După aceea o să avem pe invitatul nostru, Matei, să ne vorbească despre Fintech OS. Multă lume m-a întrebat dacă are treabă cu WordPress, o să-i las lui sarcina asta. Cu siguranță o să ne convingă că are treabă cu WordPress. Iar apoi o să facem un circle talk, numim noi, în care pur și simplu să purtăm discuții libere despre tot ce ne doare sau nu. E și momentul vostru să puneți cât mai multe întrebări lui Matei și celorlalți, bineînțeles. Așa că bine ați venit la October WordPress Meetup. Ce s-a întâmplat în ultima lună? Se pregătește lansarea luna viitoare a versiunii 5.3 a WordPress-ului. Este un major release. Dacă știți, vă prezint un pic conceptul de major, minor releases. Ideea e că, momentan, avem WordPress 5. WordPress 5 a fost lansat anul acesta, este o, să zicem, cum avem și la mașini, versiunea 1, versiunea 2, versiunea 3. 5.3 reprezintă o îmbunătățire a WordPress-ului, dar foarte destul de mare și dacă mai adăugăm un punct, să spunem 5.3.1, atunci vorbim de un release de securitate, poate, sau care pur și simplu rezolvă niște mici bug-uri descoperite de comunitate. Apropo de asta, dacă nu știați, WordPress-ul este dezvoltat strict de voluntari, chiar dacă există, să zicem cumva, o îndrumare de la centru. Dar totul este făcut de voluntari și fără munca lor, noi nu avea, adică they do not work for money pe chestia asta. Și în cadrul acestui release destul de mare, de pe 12 noiembrie, vă spun că vom avea parte de interacțiuni mult mai bune cu dashboard-ul și cu WordPress în general, o interfață mai prietenoasă și un punct destul de important, imaginele mai mari de 2560 de pixel vor fi redimensionate la maxim. Așa se laudă. Practic WordPress-ul, în momentul în care, încarci o poză în Media Library, WordPress automat creează niște copii a originalului și probabil nu va folosi niciodată imaginea originală, ci în cel mai rău caz, să zicem, va folosi această versiune cu lățimea de 2560. Dacă știți, corectați-mă, dacă știți altfel. Mi-am imaginat că ne-ai pus întrebarea dacă automat și ai spus că așa se laudă. Mi-am zis că, de fapt, adevărul, se ca o armată de chinezi care nu știu să și asta e favoarea lansare. Păi, da, trebuie să salveze China. Și m-am gândit că foarte reprezentativ pentru acest punct ar fi acest meme, întrucât cred că mulți dintre noi ne lovim, mai ales dacă suntem freelanceri, cu clienți care vin o lună mai târziu și zic că merge site-ul foarte greu și când te uiți încarcă 100 de mega de poze și ești like, ADGD, ți-am zis să comprim pozele, ți-am zis să le încarci la dimensiunea care trebuie. Și chinezii nu înțeleg. Vreți chinezește? A doua știre pe care vreau să vă prezint este faptul că vom avea o nouă temă default
ce va veni preinstalată cu WordPress. Pentru ce cine nu știu, în fiecare an WordPress lansează o temă care cumva se dorește a fi etalonul pentru celelalte teme. De exemplu, și urmează această convenție de numire a anului ori curent, ori care va urma. Și în 2020 vom avea aparent mult mai multe opțiuni în customizer, pentru că siguranța a observat acest trend în care lumea își dorește să vadă, să fie toată interacțiunea de editare cât mai vizuală și până la urmă ce editez să fie ce vezi pe ce vezi live, nu să scrii linii de cod, pentru că nu toată lumea se ia de priceptă. Și bineînțeles, o integrare foarte bună cu editorul de blog, zis și Gutenberg, preferatul tuturor. Iar ultima știre cu care vreau să vă las și mă aștept să fac și trecerea către Matei. Automatic, compania a cărui fondator a creat WordPress împreună cu altcineva, a primit o finanțare de 300 de milioane de dolari din partea Salesforce, care, dacă nu știți, este un software de management, mai ales partea de vânzări, de a companiei. Și ei au o companie numită Salesforce Ventures, care investește mainly în tech și susține inițiativele. Și este foarte interesant este că nu au mai avut de foarte mulți ani, din 2014, sunt aproape 6 ani de când nu au mai avut o finanțare. Probabil nu au avut nevoie, în vedere că core-ul dezvoltării WordPress-ului este pe baza voluntarilor. Dar spune ceva, cu siguranță o să vedem o creștere la anul mai mare a numărilor de site-uri care folosesc WordPress. Caz că nu știați, momentan sunt la 37% din ce țin minte ultima oară. Numărul de site-uri care folosesc WordPress din totalul numărul site-urilor online, nu știu dacă neapărat activ. Și înainte să îl invit pe Matei să ne vorbească, vreau să le mulțumim sponsorilor noștri care ne ajută cu sala, cu apa și sucurile și mai târziu și, dacă vei fac, cu ferie de pizza. Este T-Mile, A2 Hosting, WP Riders, Fundația WordPress, bineînțeles, Hotjar și CrowdFavorite. Trei dintre companii sunt locale, și anume T-Mile, WP Riders și CrowdFavorite. Și acum, Matei, you have the floor. I am